Ce este credința? Credința este convingerea neclintită că viitorul tău, mântuirea ta, veșnicia ta nu ține de performanțele tale, nu ține de meritul tău, nu ține de nația ta, nu ține de etnia ta, nu ține de religia ta, nu ține de faptele tale bune, ci ține exclusiv de Dumnezeu care s-a îndurat de tine și te-a smuls din această lume decăzută și te-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este această credință care dovedește dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu sau dacă faci parte din lume. Este această credință care îți spune ție și spune celor din jurul tău dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau dacă ești un copil al mâniei. Dacă faci parte din Edom sau dacă faci parte din Israel. Dacă ești împreună cu Esau sau dacă ești împreună cu Iacov. Dacă ești un copil al mâniei sau dacă ești un copil al făgăduinței. Provocarea este din care faci parte. Și răspunsul ți-l poți da analizând în cine te încrezi. Și care este credința ta. Te încrezi în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru plata păcatelor tale, pentru a fi reprezentantul tău și a sta înaintea lui Dumnezeu pentru tine, pentru a merge înaintea lui Dumnezeu și a fi justificat prin neprihănirea Lui și prin viața Lui perfectă? Sau te încrezi în altceva? Orice altceva. Dacă astăzi nu te încrezi exclusiv în Domnul nostru Iisus Hristos și în iertarea care vine prin jertfa Sa, și dacă astăzi viața ta nu este cuprinsă de această credință adevărată, nu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu rămâne asupra ta. Iar dacă astăzi, prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvântul care a fost sădit în inima ta, crezi exclusiv în mila și bunătatea lui Dumnezeu și în jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a săvârșit pentru toți cei ce se încred în El, astăzi ai fost strămutat din împărăția Edomului în adevăratul Israel. Din copiii mâniei, într-un fiu al lui Dumnezeu.